contemporane. Eu vă voi vorbi despre partea de endourologie care ar trebui să fie dintre cele mai accesibile. Ar trebui să reprezinte pâinea albă a urologului și am să vă dau câteva elemente pe care poate le cunoașteți, poate nu. Avem ca și țară cel mai mic număr de centre de ureteroscopie flexibilă din Europa, raportat la numărul de locuitori și la numărul de centre. Endoscopia, ca și procedură mini-invazivă pentru cea mai frecvent întâlnită boală în patologia urologică, adică urolitiaza, nu e vreo supernova, da? Este standardul de tratament. Este o zonă pe care puteți să o dezvoltați relativ facil, cursurile de training sunt numeroase, sunt relativ ușor de accesat, aparatura nu e foarte scumpă, iar această latență, inerție, din păcate, în urologia românească, de a adopta o procedură destul de simplă, destul de accesibilă și cu o paletă extrem de largă de cazuistică care poate fi abordată, trebuie să dispar. Trebuie să realizăm faptul că, așa cum au promovat conferințele internaționale pe parcursul ultimilor 4-5 ani, timpul SVL-ului a trecut. Trebuie să înțelegem acest lucru. SVL-ul este second choice în toată Europa modernă. Trebuie să devină second choice sau third choice și la noi. Calculii renali, cel puțin cei de dimensiuni mici și medii, 1-2 cm, au ca și tratament de bază ureteroscopia flexibilă cu laserul. Este extrem de simplu, e în toate ghidurile europene și foarte greu de explicat de ce atât de puțini urologi la nivel de România fac această intervenție, de ce un aparat care e 10-15 mii de euro nu e o sumă colosală, avem mai mulți roboți decât avem ureteroscoape digitale flexibile, avem mai mulți roboți decât avem aparate de laser holmium în țară, sunt lucruri care trebuie să se schimbe pentru că există mii și mii de pacienți care pot beneficia. E o practică pe care puteți să o faceți în centrele dumneavoastră pretutindeni în țară, nu trebuie foarte multe dotări și veți avea cazuistică importantă în acest sens. Și să începem cu câteva aspecte. Chirurgia deschisă, obsolete în litiaza renală. Toată lumea știe, toată lumea trebuie să o accepte. SVL-ul, v-am spus, a devenit second choice. NLP-ul, pentru calculii voluminoși, rămâne o opțiune standard. Dar ureteroscopia, pentru ceea ce înseamnă litiaza a căii urinare superioare, este tratamentul de primă intenție. Urologia este o zonă extrem de tehnologizată a medicinii moderne. Progresul tehnologic, inovațiile de ordin tehnic, extrem de numeroase de-a lungul ultimilor decenii, au făcut ca progresele în această zonă să fie unele foarte rapide. Deja tendința manifestată de-a lungul manifestărilor internaționale din ultima vreme arată că ceea ce înseamnă practica SVL-ului în litiaza renală are mai multe dezavantaje decât avantaje. Există numeroase contraindicații, nu le mai trecem în revistă, le regăsiți în ghiduri, le găsiți în cărți, nu sunt puține și nu sunt de ignorat. Da? Efecte adverse secundare, efecte adverse ale litotiției extracorporale cu unde de șoc mult mai multe decât este recunoscut de obicei. Primul și în primul rând sunt două aspecte. Pacienții ajung să le simtă pe pielea lor după ce le-ați făcut SVL. Unul este durerea, care în foarte multe cazuri este extrem de neplăcută și pe perioade îndelungate de timp și afectează calitatea vieții. Deja există studii în acest sens care au demonstrat impactul asupra calității vieții SVL-ului este de două ori și jumătate mai rău și mai lung decât o procedură endourologică. Asta un aspect. Și doi, litiaza restantă. Deci ideea că spargi piatra și imediat au zburat fragmentele de acolo este cel puțin un eufemism. Da? Multe din fragmente rămân acolo. Foarte multe dau colică renală în continuare. Altele produc infecții, etc. Deci nu înseamnă că dacă ai bombardat
piatra, cu ceva, o undă de șoc, ai rezolvat cazul. Nici vorbă. Ca și număr de proceduri, și asta e de acum 10 ani, da? Studiul respectiv, pentru că am vrut să vă arăt evoluția în timp, scăderea proporției de proceduri de tăție extracorporală versus ureteroscopie la nivel de Uniunea Europeană este una dramatică. NLP-ul, o procedură standardizată, fără doar și poate, cu multe riscuri legate de sângerare, mult mai greu de învățat. Atenție, trebuie să reținem acest lucru. Știu ce înseamnă rezidențiatul, pregătesc rezidenți în cursul stagiilor lor. Nu se învață atât de ușor. Iar complicațiile la nefrolitotomie percutanată sunt unele importante și destul de greu de manageria. Dacă nu aveți embolizare arterială, un centru bun de chirurgie vasculară, avem o problemă. Da? Așadar, există indicații, calculii voluminoși, se poate face cu rată mai bună de stone free decât abordul retrograd în acești calculi voluminoși, fără doar și poate, însă puncția sistemului pielocalcial nu e un lucru ușor și se învață în timp. Dacă te uiți la aceste imagini cu sistemul de drenaj arterial și respectiv venos al rinichiului, parcă îți vine să nu mai faci puncție. La gândul că treci prin tot acest sistem vascular. Asta odată și în al doilea rând au apărut deja studii și e important de citit, măcar așa ca titlu informativ, mai ales la pacienții cu recidive multiple de litiază renală, puncțiile multiple afectează major funcția renală. Cicatricile acelea care se formează după puncție, mai ales după puncții multiple, litiaza pluricalicială, voluminoasă, da? E drept, e cea mai eficientă variantă. Dar la pacienții tineri nu e o indicație bună. Mai degrabă îi faci două ureteroscopii flexibile să elimini un calcul de 2 cm, 2 cm jumate, poate 3, decât o puncție eventual urmată de o altă puncție renală, da? O cicatrice, o fibrozare a parenchimului renal care în timp va afecta funcția renală. Și există deja studii cu scintigrafie renală care arată afectarea funcției pe termen mediu și lung. Bineînțeles, pot exista și proceduri auxiliare combinate, unor n-ai de ales, sunt perfect de acord. În litiaza complexă putem avea nevoie de acces multiplu prin mai multe puncții sau de proceduri accesorii. Avem ceva experiență cu ureteroscopia flexibilă și cu NLP-ul. Fiecare are indicația lui, ei, bineînțeles, ceea ce ne ajută foarte mult în acest moment pe partea de endourologie de abord mini-invaziv este tratamentul laser. Laserul holmium, fără doar și poate, spun toate ghidurile, este procedeul cel mai eficient și cel mai puțin riscant de litotriție a calculilor. Da, eficiență bună, costuri reduse, raport cost-eficiență, da, având în vedere numărul foarte mare de proceduri pe care îl putem face cu un laser holmium, și o posibilitatea de a utiliza atât în manieră retrogradă cât și anterogradă. Bun. E versatilă metoda. Putem folosi pentru litotriție, în primul și în primul rând, dar și pentru incizia de stenoză în juncțiune pielo-retrograda, pentru ablația tumorilor de cale urinară superioară a tumorilor superficiale, pentru hemostază, dar în special pentru procedurile minim-invazive endoscopice. Și folosim fibre flexibile. Ghidul Asociației Europene de Urologie. Pentru calculii ureterali, spre exemplu, nu mai există practic dubiu că ureteroscopia este abordul standard. Îl știm cu toții, pentru asta nu avem neapărat nevoie de laser. Putem utiliza la fel de bine litotriția balistică. Ideea este când terminați rezidențiatul și veți fi specialiști pe picioarele voastre să puteți face proceduri, intervenții pentru un număr cât mai mare de patologii singur sau ca primă mână. În momentul în care ați terminat rezidențiatul. Ureteroscopia este una din aceste proceduri. Vă va oferi pacienți. Pacienții vă vor trimite pacienți. Vor merge bine, vor pleca acasă repede și, cu ajutorul Dumnezeu, veți avea complicații puține. Nu înseamnă că nu veți avea deloc. Și eu am avut și nu puține în 15 ani de practicare a ureteroscopiei. Dar este un lucru care trebuie ținut minte. Ureteroscopia va fi pâinea voastră albă. Bun.
laserul holmium statuat de ghidul european ca cea mai bună modalitate de litotriția calculilor, indiferent de compoziția acestora. Nu ne mai interesează prea mult că sunt duri, că sunt moi, semi-moi, da? Deci toate considerentele care sunt dezavantaje majore pentru litotriția cu unde de șoc, aici nu constituie obstacole importante. Indicațiile absolute, acolo unde nu veți avea de ales și nu sunt puține, credeți-mă, da? Orice tip de anomalie, sarcina, obezitatea, deformitățile scheletice, intervențiile anterioare, vă veți întâlni cu situații și cu probleme tehnice în fața cărora SPL-ul și NLP-ul pică sau au o rată de succes redusă. Pentru calculii renali, limita de bază și trebuie să începem cu standardul, da? 2 cm. Propuneți-vă această limită, nu vă aruncați la cazuri complexe, pentru că există o curbă de învățare, e o procedură teoretic simplă, dar vom vedea însoțită de numeroase probleme tehnice și, prin urmare, începem cu cazurile simple. Calculii 1-2 cm sunt cele mai indicate pentru acest tip de intervenție. Bun. Indicațiile deosebite, obezitate morbidă, diverticulii caliciali, calculii duri, diversiile urinare, rinichiul pelvin, rinichiul în podcoavă, vom vedea și niște cazuri clinice în acel sens. Ureteroscoapele digitale oferă o vedere mult mai bună. Veți învăța mai repede, veți descoperi că e mult mai ușor să vă orientați în sistemul pielocalicial, veți avea o deflexiune mai bună și mai au un avantaj. Sunt mult mai durabile comparativ cu cele cu fibre optice, al căror câmp vizual după 15-20 de proceduri începea să fie acoperit de puncte negre, respectiv fibrele rupte. Cu digitalul vezi mai bine, te orientezi mai ușor, deci vei și învăța mai ușor. Da? Rugați îndrumătorii voștri de rezidențiat să vă învețe, să vă arate sau să vă trimită la cursuri, pentru că veți trăi din asta. Rămân totuși instrumente fragile și destul de scumpe, de aceea trebuie foarte mare grijă în manevrarea lor și mai ales în combinație cu laserul holmium, pentru că cel mai mare pericol pentru ureteroscopul și rigid, dar mai mult cel flexibil, este fibra laser. Fibra laser declanșată în canalul de lucru înseamnă ureteroscop distrus. Faptul că are un canal de lucru mic, pentru că trebuie să rămână la un diametru mic, poate fi o problemă pentru litiaza voluminoasă. Avem deja 200 de proceduri cu același endoscop, însă asta este oferită doar de rutină. Rutină în manevrare, grijă mare la fiecare gest și câteva tips and tricks pe care le vom discuta împreună mai departe. Laserul holmium nu afectează în mod major țesuturile pentru că are o penetrabilitate redusă, da? E eficient, reduce timpul operator. Un centimetru de piatră este spart în aposit 35-40 de minute. Nu aveți nevoie de proceduri prelungite. Mai degrabă explicați pacientului posibilitatea necesității unei reintervenții decât să ne asumăm riscuri legate de o irigație la presiune crescută timp îndelungat. Complicațiile sunt extrem de neplăcute și pot fi ușor evitate. Un potențial pericol pentru instrumentarul accesor, da, pot fi tăiate sondele dormia și nu e o plăcere pentru că sunt destul de scumpe, dar pe de altă parte, în cazul în care un astfel de instrument accesor se blochează în inimic, pot fi situații extrem de neplăcute, ne-am confruntat și noi adesea cu ele, faptul că putem îndepărta, debloca situația secționând sonda cu coșuleț cu laserul este o măsură de siguranță. Atenție, introduceți fibra laser cu retroscopul drept, da? Nu curbat, pentru că altfel există riscul și sunt aici studii in vivo care au demonstrat acest lucru să penetrați canalul de lucru. Din punct de vedere al manevrabilității și vizibilității, bineînțeles, cu cât fibra este mai groasă, cu atâta afectează mai mult deflexiunea și reduce fluxul de irigație. Prin urmare, pentru ureteroscopia flexibilă, standardul sunt fibrele de 273 de microni. Oricum vă vor
afectat de flexiunea într-o anumită măsură. Adică ce vedeți prin workshop-uri și prin săli de expoziție cu vârful ăla al uretoscopului care se face complet 270 de grade, e numai în filme. Deci nu veți obține niciodată de flexiunea asta în rinichi, într-un calice inferior și cu fibra lasă trecută prin canalul de lucru. Bun. Din punct de vedere al timpului și energiei, da, s-a observat că cu cât calcul este mai dur fibra și mai voluminos, cu atâta energia laser utilizată este mai mare. Ideea este de a practica procedura step by step, astfel încât să se evite leziunea de mucoasă de sistem pielocalicial. De ce? Pentru că pornește sângerarea. Sângerarea afectează vizibilitatea. Bun. Scuze. Aici sunt niște detalii legate de setări. Este important ca ele să fie cele corecte. Utilizarea unei energii, vă spun doar ideea fără a intra în foarte multe detalii, utilizarea unei energii prea mari nu face decât să provoace retropulsia calculului. Retropulsia calculului înseamnă că fugim după ei pe sistemul pielocalcial, deci crește timpul operator. Ideal, relocarea, astfel încât să nu trebuiască să lucrăm la o deflexiune foarte mare, respectiv în calicele inferior, ci cu calculul repoziționat cu ajutorul sondei dormia în bazinet. Ce spuneam mai devreme, energie mare înseamnă retropulsie mare, deci calculul practic fuge de noi. Cel mai bine este să-l pulverizăm step by step, în suprafață, cu energie mică și frecvență mare. Există, bineînțeles, și inovații în domeniu, un mod de pulsiune care împiedică exact această retropulsie, modulat, e un laser pe care nu-l avem încă, imagini oferite de la Congresul American de Urologie. Bineînțeles că în momentul în care calculul e fixat pe poziție sau nu este împins de energia laser, atunci crește și eficiența fenomenului de litotriție. Cele două tehnici, dust versus fragmenting, e foarte simplu, producerea de nisip, da? Deci dusting înseamnă o frecvență crescută și energie scăzută și asta o facem până ce calculul ajunge la un centimetru sau ceva mai puțin. Pentru fragmentele mici, pentru a le tritura, pentru a le fragmenta încă și mai mult, folosim o frecvență scăzută și energie mare și vom vedea care este efectul. Da? Iată cele trei setări, puls, frecvență, energie. Da? Câțiva parametri, nu intru în foarte multe detalii. Ideea este că cu laserele mai noi, ele sunt deja cuprinse în module. Da? Voi trebuie să știți că la calculii voluminoși începem și fragmentăm în suprafață, strat cu strat. În momentul în care ajung fragmentele care fug de fibra laser, pentru că dusting-ul n-ai cum să-l faci la fragmente mici, treci pe modulul de fragmenting și se sparg atât prin ciocnigle dintre ele, cât și prin contactul cu vârful fibrei. Există mai multe tehnici. Tehnica chipping, despindem fragmentele din suprafață bucățică cu bucățică până la dimensiuni de 1 mm, deci care pot fi extrem de ușor eliminate. Tehnica fragmenting, de care spuneam mai devreme, pur și simplu spargem centrul pietrei în fragmente. Tehnica popcorn, se ciocnesc unele de altele și de fibra laser. Trebuie să reținem un aspect. Rămânerea dustului nu înseamnă fragmente reziduale, da? Se elimină. Nu înseamnă necesitatea unei reintervenții. Deci nu vă propuneți să extrageți bucată cu bucată cu uretoscopul pentru că îl veți distruge. Fiecare cursă făcută de la orificiul uretral și până la sistemul pielocalicial înseamnă un minus în viața endoscopului vostru. Spargeți calculi in situ, strat cu strat, rămâne dust, se elimină la ureteropilografia sau la urografia de la 3 săptămâni, veți găsi statusul stone free. Bun. Fibrele laser, un aspect interesant,
n-aveți nevoie de instrumentar special de tăiere. Studiile au arătat că pur și simplu faptul că nu mai facem acel stripping e spectaculos, îndepărtăm cămașa fibrei laser, după un minut, două, trei de folosire se carbonizează mult mai ușor vârful fibrei laser și asta scade eficiența litotriției. Bun, incizia laser, e important că e o tehnică versatilă, pentru că vezi, tu acoperi pacientul, nu e un pacient standard, are mai multe boli de obicei. Litiaza produce ce? Inflamație, fibroză, stenoză de joncțiune piero-ureterală, diverticul calicial, stenoză de ureter. Faptul că putem efectua incizia cu eliberarea calcului dintr-un diverticul sau îndepărtarea stenozei de joncțiune sunt avantaje ale aceleiași tehnici. Schimbăm doar setările. Iată un infundibul, o stenoză de infundibul calicial incizat, calcul în spatele ei, da? Mult mai ușor decât accesul percutanat în diverticulul calicial. Cine îmi spune că funcționează diverticulul din prima 100% din cazuri, vine foarte greu să-l cred. Dar în schimb endoscopic este mult mai accesibil o astfel de tratament. Tumorile. Nu orice tumoră de sistem pielocalcial necesită nefrourethrectomie. Da? Un alt aspect interesant de statistică. Scoatem cei mai mulți rinichi pentru tumori non-invazive. Nu este ok. Da? Măcar de primă intenție, vaporizarea laser trebuie să fie încercată. A, că apare recidive multiple, e posibil. Boala are evoluție naturală, da? Și atunci s-ar putea ca intervenția deschisă să fie salutară. Dar faptul că am găsit o leziune neoplazică confirmată anatomopatologic, oricum stadiul nu veți avea niciodată, pentru că fragmentele sunt mici și nu veți avea submucoasă în biopsia cu pensa. Da? Faptul că am găsit o leziune nu înseamnă că trebuie să-i scoatem rinichiul. Mare atenție! Deja din punctul ăsta de vedere, standardele s-au schimbat și duce un pic către overtreatment. Există și robot. S-au făcut astfel de intervenții și în țara noastră, în premieră națională. E mai fancy, procedura e cam aceeași și e mai comod pentru chirurg, pentru că stă pe scaun în loc să stea cu endoscopul în mână și să opereze din picioare. Dar altfel, în principiu, e la fel. Da? Ureteroscoapele de unică folosință, nu ni le permitem, sunt foarte bune, sunt mult mai sigure pentru pacient, nu necesită resterilizare, deflexiunea e aceeași la fiecare operație, un vis, dar ca și costuri, având în vedere că abia avem câteva ureteroscoape flexibile în țară, punct, să avem de unică folosință este un vis mult prea frumos. Există complicații. Atenție! Nu sunt dese, nu sunt greu de manageriat, dar există. Da? Iată câteva procente, doar ca să vă orienteze asupra lor, atât dintre operatorii cât și postoperatorii. Trebuie să le încercăm să le evităm. Apar cel mai des în cazurile dificile, pe care nu le-am evaluat chiar bine, pe parcursul părții ascendente a curbei de învățare sau când echipamentul este inadecvat. Aici sunt niște lucruri legate de cazurile dificile. Da? Calculii voluminoși implică intervenții mai de durată. Intervenția mai de durată, pasajele multiple există risc de perforație ureterală sau de leziunea mucoasei sistemului pielocalicial. Nu e în tot timpul ușor. Nu e tot timpul ușor să negociem orificiul ureteral. Deci cine spune că accesul, inclusiv la ureteroscopia semirigidă, da? Accesul nu e întotdeauna simplu, putem avea nevoie de manevre ajutătoare, să folosim ghid de siguranță întotdeauna, să dilatăm orificiul ureteral și cateterul ureteral ne poate ajuta. Da? Nu forțați negocierea orificiului ureteral, poate lua curbă ureterul intramural și așa apar avulsiile ureterale. Cu cât diametrul este mai mare și endoscoapele digitale au acest mic dezavantaj în sensul că diametrul vârfului este ceva mai mare deoarece există chipul digital, cu atâta manevrabilitatea e mai scăzută în sistemul pielocalicial.
Irigația. Trebuie să găsim un echilibru între irigație mai redusă, care evită durerea, infecția, suportarea de către sistemul pielocalceal a unei presiuni ridicate, cu irigația redusă, care, din păcate, afectează vizibilitatea. Energia folosită în itotiție, am stabilit deja, este laserul holmium. Da, e mai bună decât cea balistică, mult mai puțină retropulsie, dar risc de leziunea mucoasei ceva mai mare. Și pentru instrumentarul accesor. Tecile de acces vă vor prelungi durata, eu le folosesc de rutină. Da? Deci la fiecare intervenție există avantaje, îți îmbunătățesc fluxul fluid de irigație, deci practic vizibilitatea va fi mai bună și excursiile pe traiectul ureteral sunt mai facile atunci când ai teacă de acces. Din păcate este ceva mai invazivă pentru ceea ce înseamnă ureter, poate traumatiza ureterul, secretul fiind stentarea WG, da? În preoperator este excelentă, îți va crește rata de succes foarte mult și să nu forțezi. Dacă întâlnești o stenoză ureterală, lași un WG pe loc, revii peste 2 săptămâni, accesul va fi mult mai facil. Bun. Există și complicații legate de teaca de acces, leziune de mucoasă ureterală. Unele studii au arătat că există și un risc mai mare de stenoză de ureter pe timp îndelungat. Da? Dacă ai WG preoperator, vei avea un acces mult mai facil. Legat de sondele coșuleț, sunt extrem de utile, odată pentru fragmentele dure de calcul, pe care nu le poți transforma în dust, va trebui să le extragi, dar dimensiunea de 4 mm încolo deja înseamnă litiază reziduală și nu le putem lăsa pe loc. Pe de altă parte, în cazul în care se fixează, pot necesita tăierea lor cu fibra laser. Asta, bineînțeles, nu va face ceva decât să crească costurile. Pe de altă parte, relocarea calculilor, ce spuneam mai devreme, este importantă și ne crește și durata de viața endoscopului și rata de stone free. Bun. Există și complicații specifice, sunt rare, dar trebuie să știm să le recunoaștem. Hematomul renal, 0,34% din cazuri, de cele mai multe ori se menegeriază conservator cu antibioterapie și cu controlul durerii și, bineînțeles, monitorizare. Embolizarea arterială poate fi necesară. De cele mai multe ori are o sursă venoasă. Cu cât presiunea este menținută mai redusă în sistemul pielocalceal, cu atâta prevenim hematomul renal. Stentarea, de asemenea, este un mijloc de a menține lucrurile sub control. Dar să nu uităm că sonda WG, deci numai cine n-a purtat o sondă WG în viața lui, nu știe ce înseamnă. Da? Are efecte adverse, e neplăcută. Prin urmare, medicația ajutătoare, antiinflamatoare, antialgică, e importantă, da? Iar pentru pacient nu e simplu să poartă sondă WG. Trebuie să ne gândim la acest lucru. Ca să obținem un acces ureteral bun după o stenoză ureterală, nu e nevoie neapărat de 3 săptămâni. Sunt studii care au arătat și există o lucrare din Germania în acest sens, că și o săptămână de stentare preoperatorie e suficientă, de asemenea, postoperator o săptămână, 10 zile sunt suficiente. Stentarea de rutină nu este obligatorie după orice ureteroscopie. Da? Dacă ai avut un calcul ureteral, l-ai lăsat pacientul stone free și n-a fost un edem, o inflamație majoră a zonei de ureter care se provoace colică și în postoperator, atunci putem mai degrabă să evităm stentarea. Regulile de aur ale ureteroscopiei sunt valabile deopotrivă pentru cea semirigidă și pentru cea flexibilă, o selecție bună, un diagnostic preoperator corect cu instrumentar de bun augur. Bine, high-level centers n-au cum să devină high-level centers dacă nu încep. Deci faceți ureteroscopie, faceți-o cât mai des, faceți-vă mâna. Pentru ureteroscopie flexibilă, mergeți la cursuri de training și băteți-vă la cap profesorii, îndrumătorii, managementul, să cumpere un ureteroscop flexibil, e doar 15.000 de euro. Bun. Tehnica chirurgicală trebuie respectată ca și pași și ca și măsuri de precauție.
Negocierea orificiului lateral, v-am spus, nu e întotdeauna simplă, iar ghidul de siguranță ne salvează de pierderea căi urinare de perforația ureterală. Fluxul de irigație să fie cât mai redus, cu mișcări gentile, întotdeauna să vedem ceea ce tratăm și, dacă condițiile sunt adecvate, oprim procedura, lăsăm un stent pe loc, revenim după 10 zile și situația va merge favorabil. Da? Hoitoscopia flexibilă e un mare progres. Din punct de vedere terapeutic, toate publicațiile sunt de acord cu acest lucru. Hoitoscopele digitale ne fac munca mai ușoară, da? Manevrabilitate mai bună, vizibilitate mult mai bună. Laserul holmium face litotriția să pară o procedură facilă. Ghidul european de urologie susține total această modalitate de tratament. Setările sunt importante în ceea ce privește laserul și trebuie adaptate fiecărui caz. Selecția cazurilor este absolut esențială pentru a alege metoda corectă. E vorba de tehnică, să urmăm pașii cei prevăzuți, discutați mai devreme, astfel încât să prevenim morbiditatea. Este minim invazivă, dar are complicații și, prin urmare, ele nu trebuie ignorate. Și avem nevoie în continuare de aparatură mai durabilă, deci progrese tehnologice sunt de așteptat să mai apară în domeniu. Da? Cu toate acestea, ceea ce avem până acum oferă o modalitate viabilă de tratament susținută de studii clinice extinse. Iar ureteroscopia flexibilă a ajuns practic în 2017-2018 să depășească SVL-ul. Vă mulțumesc pentru atenție!